Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să tricotăm și o să tricotăm această bluziță care merge perfect pentru finalul verii. Este o bluză din bumbac și o să vă arăt imediat cum putem să o facem. Am folosit acest bumbac de la We Are Knitters. Este un bumbac pentru care se recomandă andrele sau croșetă de 5 mm și vom folosi andrele de 5,5 mm. Eu am folosit andrele circulare, dar pentru că nu lucrăm circular, puteți să folosiți și andrele din acelea fixe. Bluzița se lucrează în 4 părți, față, spate și mâneci. Fața și spatele sunt identice, la fel și mânecile. O să începem acum cu partea din spate sau față, nu are importanță. Și o să punem pe andrele 121 de ochiuri. Pentru acest model plasă pe care îl tricotăm, o să aveți nevoie de un multiplu de 3 plus 1. Bluzița este tricotată larg, este mai largă și ați văzut că are un șnuruleț în talie. Dacă doriți ca bluzița să vină mai strâmt, puteți să începeți cu mai puține ochiuri, dar atenție să aveți acel multiplu de 3 plus 1 ca să putem să lucrăm punctul de tricotat pe care îl vom folosi pentru această bluziță. O să continui să pun pe antrele 121 de ochiuri. Dacă doriți să lucrați și în mărime mai mare, să aveți aproximativ cu 15 cm mai mult față de lățimea bustului. Asta dacă doriți să aveți aceeași lărgimea bluziței. Dacă nu, vă adăugați dumneavoastră câți centimetri în plus vă doriți, astfel încât să vină exact cum vă place. Începem acum și tricotăm primul rând. Primul rând va fi în punct bob, deci vom tricota ochiuri pe față pentru 4 rânduri. După care, după primele 4 rânduri, o să începem cu punctul nostru de tricotat pe care îl folosim pentru această bluziță. Eu o să continui să tricotez cele 4 rânduri doar cu ochiuri pe față, ca să avem acel punct bob. Și ne revedem acum după cele 4 rânduri și o să vedem cum începem punctul de tricotat. Primul ochi îl alunecăm, îl trecem de pe andra stângă pe andra dreaptă, deci primul ochi nu îl lucrăm. După care o să lucrăm primul ochi pe față. Acestea sunt rândurile de pe față, da? Rândurile de pe dos, o să vedem imediat cum procedăm. Apoi, mergem la al treilea ochi de pe andraua stângă și îl vom trece peste celelalte două ochiuri. Da? Apoi, următorul ochi îl vom lucra pe față, apoi luăm un jeteu și lucrăm și cel de-al doilea ochi. Și o să repetăm astfel cu grupurile de câte 3 ochiuri până o să ne mai rămână 2 ochiuri de această dată, pentru că am început cu un singur ochi tricotat la început. Și la fel, trecem al treilea ochi peste cele două, tricotăm pe primul, luăm un jeteu și lucrăm și al doilea ochi pe față. Și continuăm până ajungem la finalul rândului. Și astfel se creează acest model plasă.
Când am ajuns la final, v-am spus că ne mai rămân două ochiuri și le tricotăm pe ambele, le lucrăm pe față. Acum, rândul de pe dos, o să lucrăm ochiuri pe dos. Toate ochiurile vor fi lucrate pe dos și, practic, punctul acesta de tricotat este un punct care are 4 rânduri, deci se repetă 4 rânduri. Acestea vor fi primele două. Întotdeauna rândurile de pe dos se lucrează pe dos, toate ochiurile, iar la rândurile de pe față e același tipar, doar că pentru a alterna cele 3 ochiuri, acest model, odată o să începem cu un singur ochi tricotat, un singur ochi pe față, iar pe următorul rând, al treilea, practic, din setul de 4, o să începem de la al treilea ochi cu tiparul nostru. O să continui să tricotez toate ochiurile pe dos până la final de rând, iar apoi ne întâlnim să vedem cum lucrăm și rândul 4. Și după ce lucrăm și rândul 4 împreună, vă arăt care este diferența față de rândul al doilea. O să ne întâlnim exact la final, după ce terminăm partea din spate, pentru a închide ochiurile. Și vă explica cum procedăm mai departe. Bun, acum am finalizat cel de-al doilea rând din setul de 4, care se repetă. Și acum, așa cum vă spuneam, o să alternăm acest model și, ca să alternăm, în loc de un ochi tricotat după acest ochi alunecat pe care îl facem la început, o să tricotăm două. Deci lucrăm două ochiuri pe față și abia apoi începe modelul nostru cu acel ochi pe care îl dăm peste. Bun, am lucrat cele două ochiuri. Și acum, haideți să vedem, mergem la al treilea ochi, de data aceasta îl iau prin spate pentru că e mai ușor așa. Îl trecem peste cele două ochiuri, îl lucrăm pe față pe primul, apoi luăm un jeteu și îl lucrăm și pe al doilea. Iarăși mergem la al treilea ochi, îl trecem peste. Avem apoi două ochiuri pe care primul îl lucrăm pe față, luăm un jeteu și îl lucrăm și pe al doilea. Deci, practic, asta este diferența. Odată începem cu un singur ochi tricotat la început de rând, apoi intrăm în tiparul nostru de cele 3 ochiuri pe care lucrăm, al treilea îl dăm peste celelalte două, apoi le tricotăm pe primul jeteu, tricotăm pe al doilea. Ochiurile, rândurile pe dos sunt întotdeauna lucrate cu ochiuri pe dos, iar cel de-al treilea rând din setul nostru de 4 îl lucrăm cu două ochiuri pe față la început. Și o să continuăm astfel până o să ajungem și o să avem în total 93 de rânduri. Sau dacă sau lucrați bucata până la sub braț, aproximativ 68 de rânduri în total, 68-70, sau până aveți dimensiunea pe care vă doriți dumneavoastră până la sub braț. Iar apoi o să mai lucrăm 27 de rânduri pentru răscroiala mânecii. Răscroiala mânecii trebuie să aibă aproximativ 17 cm pentru că bluzița noastră este cu mânecă căzută. Da? Deci vă lucrați cât doriți să aveți până la sub braț, iar apoi cât să fie aproximativ 17 cm. În total, pentru mărimea S, eu am lucrat în total 93 de rânduri, numărând și cele 4 rânduri de la început în punct Bob,
Iar apoi o să mai lucrăm iarăși pentru a finaliza partea din față, o să lucrăm iarăși încă 3 rânduri în punct bob și apoi al patrulea îl considerăm cel cu care închidem ochiurile. Dar vă alegeți dimensiunile în funcție de cum doriți să vă vină această bluziță. Eu am lucrat-o până în talie și atunci este mai scurtă. Am în total aproximativ 47 de centimetri lungime pentru această parte, da? Pentru partea din față și partea din spate. Dar dacă doriți să vă fie mai lungă, vă calculați exact cât să lucrați până la sub braț, iar apoi adăugați răscroia la mâneci, care pentru mărimea ei să aibă în jur de 17 cm, iar apoi pentru mărimi mai mari în jur de 20, 23 sau chiar 26 de cm dacă lucrați mărimi mai mari. Eu am lucrat acum cele 93 de rânduri. Și sunt acum la rândul pe dos, deci întotdeauna vă opriți cu lucrul la rândul de pe față, pentru că următorul rând pe dos, când lucrăm punctul bob, o să lucrăm cu ochiuri pe față, nu mai lucrăm cu ochiuri pe dos. De aceea ne oprim cu rândul pe față și apoi la lungime și apoi adăugăm model bob, dar începând de la rândul de pe dos și începem cu ochiuri pe față, da? Dacă doriți să vă fie mai ușor atunci când vom asambla, vă calculați lungimea până la subraz și vă puteți pune un marcator acolo unde doriți să fie lungimea de la baza bluziței până la subraz. Dacă puneți un marcator, puteți chiar să folosiți și un fir contrastant dintr-un ață de cusut pe care să-l adăugați și astfel să știți atunci când asamblăm bluzița, când asamblăm mânecile, să știți până unde să mergeți cu mâneca. O să lucrez acum 3 rânduri în punct bob, practic o să lucrez toate ochiurile pe față. Am început de la rândul de pe dos, o să terminăm tot cu rând pe dos, iar apoi o să, al patrulea rând, o să închidem ochiurile împreună. Am lucrat rândul de pe dos pe față ca să se creeze acel bob, pentru că altfel distanța ar fi fost mult, mult prea mare. Acum vom închide ochiurile. Eu folosesc o croșetă pentru că, ca și Andreea din mâna dreaptă, pentru că găsesc mai simplu așa, dar puteți să închideți ochiurile exact cum vă doriți. Atenție, pentru că punctul acesta bob, ochiurile acestea lucrate doar pe față, tind să aibă, să fie mai largi față de punctul de croșetat, de tricotat pe care l-am folosit. Puteți să folosiți chiar o croșetă mai mică pentru a închide ochiurile sau, de ce nu, chiar puteți să, sau să le lucrați, să le închideți mai strâmt. Tăiem firul, am finalizat acum una din părțile ploverului sau bluziței. Acum o să repetăm încă o dată același tipar și pentru partea din față sau partea din spate, depinde cu care ați dori să începeți, oricum sunt la fel și nu contează. Iar acum, după ce am finalizat aceste două părți, o să începem să lucrăm la mâneci. Eu am calculat cam cu câte ochiuri să încep, astfel încât ca circumferința mânecii să fie aproximativ de 34 de centimetri și voi începe să pun pe andrele 73 de ochiuri. La fel ne trebuie tot multiplu de 3 plus 1. Asta dacă doriți să ajustați sau lucrați cu alt tip de fir mai gros, mai subțire, să știți să vă ajustați numărul de ochiuri. Așa cum recomand întotdeauna, pentru a ști exact cum se comportă firul și care este tensiunea cu care lucrați,
Cel mai bine este să lucrați o mostră la început și să vedeți exact cam câte ochiuri aveți per 10 cm și apoi vă multiplicați la dimensiunea pe care doriți să o aveți. Procedăm la fel și la mâneci, la fel ca și la părțile din față, deci începem tot cu aceste patru rânduri, primele rânduri lucrate pe față, după care intrăm în tiparul nostru pentru punctul de tricotat și lucrăm acele grupuri de trei ochiuri, exact cum am procedat și la părțile din față și spate. Deci mânecile le lucrăm la fel, nu avem scăderi de făcut, nu avem înmulțiri, mâneca este simplă, largă, fără prea multe ajustări, să spunem așa. Dar dacă doriți să scădeți sau să faceți să dați altă formă acestei mâneci, bineînțeles că puteți să scădeți, astfel încât să ajungeți la manșetă și să fie mai strâmtă. Voi lucra primele 50 de rânduri, de fapt trebuie să avem tot număr impar, pentru că ne vom opri, chiar 50 de rânduri. Eu am vrut să adaug un pic de culoare la aceste mâneci, așa că ultimele 20 de rânduri le-am lucrat cu un alt fir, dar puteți să folosiți, bineînțeles, și aceeași culoare. Firul pe care l-am folosit are 100 de grame și am folosit cam 4 bobine și jumătate pentru această mărime S. Bineînțeles că dacă alegeți să folosiți și acel fir contrastant, deci o altă culoare, o să lucrați 4 plus încă una. Bobina aceasta este de 100 de grame, cea pe care o folosesc eu. Dacă folosiți bobine de 50, bineînțeles, verificați și metrajul, pentru că este destul de important. Pentru mâneci, în total, cu tot cu ochiurile bob, o să avem în total 70 de rânduri. În punctul de croșetat o să avem 62, iar mai adăugăm apoi încă 4 rânduri la început, 4 rânduri la sfârșit, de fapt 3 rânduri la sfârșit, că ultimul rând este rândul prin care închidem ochiurile. Mai adăugați la această lungime, la numărul total de rânduri și aceste ochiuri. Bineînțeles că puteți să ajustați lungimea mânecii și puteți să lucrați câte rânduri vă sunt necesare pentru a ajunge la lungimea dorită. Bun, am finalizat cele 50 de rânduri de care vă spuneam. Și acum pentru manșetă o să aleg și o să lucrez cu altă culoare. Dar vă spuneam că puteți să folosiți aceeași culoare pe care ați folosit-o pentru întregul plover. Eu am folosit un alt fir, o altă culoare, dar nu este obligatoriu. Puteți, așa am simțit pe moment, că aș vrea să adaug și un pic de contrast la aceste mâneci, dar puteți să lucrați într-o singură culoare fără niciun fel de problemă. Eu o să anod un pic aici firele ca să fie mai ușor și să nu le pierd pe parcurs. Rândul pe care lucrăm acum prima dată cu cealaltă culoare este rând pe față. Și o să lucrăm la fel cum am procedat și până acum, uitându-ne la rândul anterior de pe față, să vedem exact câte rânduri avem la început. Deci am avut pe ultimul un punct tricotat la început, de data aceasta o să lucrez două puncte, se pare că am avut, deci acum o să lucrez unul, după care încep cu acel tipar de trei ochiuri pe care l-am folosit și până acum.
Chiar dacă vi se pare dificil la început, în situația în care sunteți începători în ale tricotatului, să treceți acest ochi peste, o să vedeți că pe măsură ce lucrați o să fie totul mai ușor. O să continui cu încă 19 rânduri cu această culoare. Mă opresc la fel la rândul de pe față, deci ultimul rând pe care îl voi lucra va fi pe față și apoi pe dos o să încep să lucrez, când ajung la rândul de pe dos, să lucrez ochiurile doar pe față pentru acest punct bob. Și am repetat același lucru și pentru cea de-a doua mânecă. Acum am cele patru părți ale plovărului, ale bluzei, pe care o să începem să le asamblăm. O să începem întâi cu partea față, partea spate, să coasem partea de la șolduri. O să lăsăm 33 de ochiuri pentru șolduri și ne rămân 55 de ochiuri pentru pentru baza gâtului. Dar în funcție de cum vă doriți, dacă doriți baza gâtului să fie mai strâmtă, atunci puteți să coaseți mai multe ochiuri. Pentru că este un model de culer bârcuță, deci nu avem nicio... nu este partea din față mai căzută, mai jos, ca să nu fie foarte incomod la purtat, de preferat este să lăsați mai larg. Este un modelul de culer bărcuță, de regulă se poartă pe umăr, da? Să fie puțin mai larg. Și o să începem să coasem 33 de ochiuri la fiecare umăr. Și după care o să începem să atașăm mânecile. Și apoi o să ne rămână părțile laterale de cusut. Acum, cum coasem? Eu aleg această metodă de cusut pe față. Introduc acul în ultimul ochi din care mi-a ieșit firul anterior și cuprind așa ochiul. Și apoi merg în următorul. Încerc să cos astfel încât să fie cât mai ascunsă cusătura și cât mai puțin vizibilă. Dar acum depinde și de răbdarea pe care o avem fiecare dintre noi. O să continui să cos astfel, apoi o să vă arăt cum procedăm pentru mânecă. Vă spuneam că o să vă fie mai ușor dacă vă calculați numărul de ochiuri până la sub braț și puneți un marcator acolo și apoi continuați cu restul de rânduri pentru răscroiala mânecii. Ce am făcut? Deci am avut 73 de ochiuri în total. La mijloc am pus un marcator și am prins de cusătura șoldurilor, umerilor. Iar apoi am calculat cam câte rânduri să aveți și pe față și pe spate. Sunt în total aproximativ 30 de rânduri de o parte și de alta. Dar vedeți dumneavoastră exact cam cum vi se încadrează. Atenție să nu coaseți nici prea strâmt, nici prea larg, nici prea puține rânduri, nici prea multe, pentru că altfel nu o să se așeze frumos. Și așa cum vă spuneam, acest model bob este un pic mai larg decât restul punctului de croșetat. Dacă de preferat să blocați părțile, dacă vă este mai ușor, înainte de a le coase, de a le asambla, ca să știți exact cam cum se întinde materialul și să nu fie atunci cusătura prea strâmtă, da? Și începem să coasem și mânecile, vom proceda la fel și în partea opusă.
Puteți să folosiți și acete siguranță ca să fixați mâneca de restul de trunchiul bluzei și astfel să știți exact cum lucrați ochiurile, să nu pierdeți din ochiuri. Continuăm să coasem până terminăm cu această mânecă, apoi coasem la fel și pe următoarea. Și când am finalizat de cusut mânecile, nu ne rămâne decât să coasem partea asta laterală de la manșetă până la baza ploverului. După ce am finalizat de cusut, eu am și blocat bluzița, am spălat-o, totul este pregătit. Acum, pentru că vă spuneam, modelul acesta pe care l-am ales pentru această bluză este un model care este mai larg, dar vom folosi un șnuruleț pentru talie, da? Ca să creăm acea formă balon a bluziței. Și o să folosim croșeta de această dată, dar puteți să folosiți orice metodă vă doriți pentru a crea un șnuruleț. Dacă nu vă descurcați la croșet, atunci poate lucrați un alt tip de lanț. Da? O să lucrez în total 200 de ochiuri de lanț. Vă puteți măsura circumferința taliei și chiar puțin mai lungă, pentru că apoi o să lucrăm piciorușe alunecate și o să se mai micșoreze un pic lungimea șnurulețului. Puteți să lăsați și șnurul cu ochiul de lanț, nu este niciun fel de problemă. Orice metodă de a crea un șnuruleț este perfectă, sau de ce nu puteți să folosiți chiar alt tip de șnur, nu știu, altceva. Și o să lucrez piciorușe alunecate până la voi finaliza cele 200 de ochiuri. Lucrez cu o croșetă de 5 mm, că am uitat să precizez acest lucru. Și am lucrat aceste piciorușe alunecate tocmai ca să fie un șnuruleț mai solid. Capetele o să le ascundem. O să fac eu un nod aici pentru că nu avem nevoie de ele. Puteți să folosiți acul și le ascundem în șnuruleț ca să nu ne scape sau să nu se desfacă șnurul pe care l-am lucrat. Și apoi o să folosim un ac de siguranță ca să introducem șnurulețul la baza bluziței. După ce am ascuns, putem să tăiem capetele, dar să-l ascundem și pe acesta. Aceste detalii de finisare a oricărui proiect sunt cele mai migăloase și necesită cea mai mare răbdare, pentru că contează foarte mult modul în care finalizăm proiectul nostru. După ce am ascuns firele, putem să facem noduri la final, o să facem acele noduri la capete, ca să fim siguri că nu ne alunecă de la baza bluziței șnurulețul nostru. Puteți să numărați numărul de spații pe care îl aveți, astfel încât să vă poziționați cât mai central, și o să introducem cu ajutorul acului de siguranță prin câte două grupuri de acestea, de câte trei,
Exact prin primul set de spații de deasupra marginii în punct bob. Și o să mergem roată de jur împrejurul taliei. Acum, după ce am finalizat, avem grijă să așezăm frumos, avem capetele cam la aceeași dimensiune și bluzița noastră este gata. Sper că v-a plăcut acest tutorial și să o să încercați să o lucrați. Este un model foarte, foarte simplu și chiar dacă sunteți începători în ale tricotatului, puteți să încercați să o faceți. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi și vă aștept și cu alte tutoriale. Pe curând!